La noapte în regiunile sud-vestice, iar în prima parte a nopții și în cele estice și sudice, precum și la munte, vor fi înnorări și local averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși izolat 15-20 de litri pe metru pătrat, cu precădere în sud-vest. Vântul va sufla în general moderat în Dobrogea și poate avea intensificări de scurtă durată asociate averselor în restul teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 16 grade. În capitală, cerul va fi mai mult noros și temporar va mai ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă va fi de 13-14 grade. Mâine, vremea va fi normală termic în regiunile sudice, local chiar răcoroasă, și se va menține ușor mai caldă decât în mod obișnuit la această dată în restul teritoriului. Cerul va fi mai mult noros în sud-est și sud-vest, unde va ploua temporar, iar izolat se pot cumula 15-20 de litri pe metru pătrat. În rest, înnorările vor fi mai accentuate după amiaza, când pe arii restrânse, mai ales la deal și la munte, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale, temporare în general, de până la 50 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 24 de grade în jumătatea de sud a țării și între 23 și 27 de grade în rest. În capitală, vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 20-21 de grade. La munte, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări mai accentuate după amiaza. Local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura aerului va avea valori comparabile cu cele din ziua precedentă. La mare, vremea va fi relativ normală termic și în general instabilă. Cerul va fi temporar noros și în special ziua vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare în special ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 21 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 18 și 20 de grade.